La seniori, verdictul s-a dat sâmbătă cu ocazia ultimei etape în luptă directă pentru titlul de campioană cu CS Eforie. CFR avea nevoie de un rezultat de egalitate pe teren propriu cu CS Mihail Cogălnicianu, dar s-a impus la scor 9 la 1. CFR va susține baraj pentru promovarea în Liga 3 pe data de 21 iunie la Brăila contra campioanei județului Tulcea Delta 2013 Dobrogea. Rezultatele meciurilor de seniori din ultima etapă a Ligia 4 au fost în play-off CFR Constanța, CS Mihail Cogălnicianu 9 la 1, CSA Gigi, CS Ovidiu 5 la 3, Sparta Techirghiol Gloria Băneasa 4 la 3, Unirea Topraisar Perla Murfatlar 9 la 3, Portul Constanța Axiopolis Cernavodă 2 la 3, CS Eforie Știința Poarta Albă 2 la 3. În play Litoral Corbus s-a întâlnit cu progresul Mergidia, scor final 2 la 3, Aurora 23 august, Reculta Nicolae Bălcescu 6 la 5, Ase Cogelac Carsium Hârșova 3 la 0 prin neprezentare, Vulturii Casino Constanța Voința Valului 3 în 6 la 2. Victoria Cumpăna a avut rundă liberă. La juniori, Axiopolis va întâlni într-o dublă manșă formația Luceafărul Slava Cercheză în faza interjudețeană a campionatului național de Junioria 1 Turul este programat la Topolog, iar returul la Cernavodă. La play ul seniorilor mai trebuie să se joace pe data de 14 iunie restanța CSO Ovidiul Portul, iar la play-out confruntarea recolta Nicolae Bălcescu, litoral Corbu.